Înregistrăm. Oh, deja? Da. Ok. Poftim. În acest episod o să vorbim de și începem cu zâmbetul pe buze despre cele mai groaznice, deprimante evenimente istorice despre care ai crede că nu e posibil ca într-o lume civilizată așa cum este lumea în care trăim noi, e posibil să existe. E bine, sunt istorice, s-au întâmplat în trecut, dar nu destul de departe în trecut multe dintre ele. Marea foamete chinezească s-a întâmplat cu 5 de ani, a durat între 1958 și 1962. Și să spunem pe scurt, oamenilor le-a fost foame. Desigur, v-ați prins din titlu, a fost în China marea foamete chinezească. Nu e că au pornit ei un trend și a fost adoptat de oameni peste tot și nu știau ce se întâmplă cu ei, de ce le e foame. Nu, s-a întâmplat în China. În caz că te întreb câți oameni au murit, îți răspund eu, cu doar de asta ai dat click, 45 de milioane de oameni. O nimica toată pentru chinezi, dar oricum, 45 de milioane de oameni. Și există doi vinovați generali pentru morți. Unu, dezastru natural, și doi, care este tot dezastru natural, politica lui Mao Zedong, politica comunistă, desigur. Și când a tras linie Mao Zedong, cum credeți că a numit el această calamitate altfel decât Marele Pas Înainte? El cred că numea o bătaie bună, Marele Masaj, nu știu, eliberarea stresului, habar n-am. Și cum am ajuns la aceste consecințe mirifice? El a vrut să transforme China dintr-o țară plină de agrari, economia era bazată pe agricultură, într-un rival demn de bătaia cu America, într-o superputere industrială urbană. Și presupun că este și ăsta un mod de a-ți influența statistica cu privire la oamenii care stau în zonă rurală și urbană, să-i omori pe cei din zonă rurală ca să pară mai mulți în zonă urbană. Dar nu cred că e modul bun. El a impus Marele Pas Înainte asupra oamenilor de la țară, lucru care a dus la lipsuri mari în mâncare, asta în 58. În 59 țara a fost inundată și au murit ori în inundații, ori de foamete după aceea 2 milioane de oameni, iar următorul an, pentru că așa este vremea, de ce să nu fie drăguță, 60% din toată China nu a primit apă de ploaie. Mai departe, Mao i-a forțat pe țărani să urmeze cariere în industrie, astfel au omorât și mai mult fermieritul, culturile au fost și mai puține, alimente și mai puține, iar situația a ajuns atât de disperată încât mulți oameni au ajuns la canibalism de foame. Milioane de oameni au fost torturați până la moarte pentru infracțiunea care atrăgea moartea și nu era vorba de omor sau de înjurat pe Mao, ci era furatul de mâncare pentru a-ți hrăni familia. De exemplu, un bărbat a fost prins cu un cartof furat. 1. A fost luat el, copilul și nevasta, soldații au făcut pipi pe ei și au fost torturați, li s-a dat de mâncare, treaba mare de om, iar familia a murit în câteva săptămâni. Mao știa desigur toate aceste lucruri, în același timp bugetul său de alimentație pe zi împreună cu tovarășii săi ajungea la 1000 de euro și el știa ce se întâmplă în țară, știa că se va muri, vor muri mulți oameni, însă a spus că acesta este prețul pentru a face marele salt înainte. Foametea a trecut doar când vremea s-a îmbunătățit, până la acea dată, undeva la 5% din, sunt un miliard de oameni, astfel că e mică cifra, 5% din chinezi ori au murit de foame, ori au murit fiind mâncați de alții, ori au fost torturați până la moarte pentru că au furat ceva de mâncare. Asta acum 60 de ani. Desigur, după multele tragedii din ultimii ani în care au loc tot mai multe incendii care ard mult și iau viețile animalelor, există și riscul dispariției totale a speciilor, plante și animale. Omul nu e sub niciun risc, decât dacă își distruge planeta, dispare și el. Iar în ziua de astăzi, planeta noastră trece prin evenimente cu extinții majore. Mii de specii dispar anual și nimănui nu-i pasă atâta vreme cât porcul, vita și puiul sunt pe masă. Dispariția ale speciilor a mai avut loc. Dinozaurii, cauzați de o cometă. Extinția Permian Trisaic, în care a avut loc o explozie de raze gamma, în urma căreia undeva la 90% din toată viața marină și 70% din viața terestră a dispărut. Și nici aceste două evenimente catastrofice nu sunt comparabile în efecte negative, în magnitudine, cu munca îndemânatică a omului. Dar cum am spus, câte vreme e porcul, vițelul și puiul pe masă, omul nu o să facă nimic pentru a opri sau a ajuta în vreun fel sau altul dispariția masivă a speciilor. Iubim și apărăm animalele pe care le putem lua în brațe, animale care pot să fie de companie, alea drăguțe, smotocibile, ursuleții koala pentru că sunt adorabile, micuțe așa cum sunt, sau animalele pe care le putem mânca. Deci dacă are blânțe și e smotocibil, plus dacă îl poți mânca, sigur o supraviețuiască. Dar luăm tigrul, tigrul siberian. Este un animal uimitor. Totuși, dacă uităm la cifre, în lume mai există în libertate
sub 300 de tigri siberieni în Rusia. Însă pentru că este motocibil, este adorabil și magnific, există mulți oameni care se luptă pentru salvarea acesteia. Există încă activitate în rezervații peste tot, undeva la peste 10.000 de asemenea tigri, unde sunt înmulțiți pentru a supraviețui specia. În același timp, există oameni care vânează în continuare pentru blana lor, pentru a se vinde la piața neagră. Ca să nu mai spunem că în unele locuri din China, penisul de tigru este văzut ca un afrodisiac și mâncat pentru a-ți da puteri, virilitate. Rinocerul, pentru cornul său magnific, are o specie, rinocerul negru vestic, care în 2011 a fost declarat oficial dispărut. Și acesta este unul dintre animalele care în Africa sunt vânate ori de distracție, ori pentru chiciuri sau amintiri. De exemplu, rinocerul negru este foarte agresiv, este un oponent redutabil numit de braconieri, dar în timp ce arată că se luptă foarte mult, el vede prost. Aceste animale trec și de greutatea de 1000 de kilograme și în timp ce ele cred că se apără de tine, se izbesc cu capul de bolovani, de copaci, de mușuroaie de termite. Iar în timp ce acum 100 de ani erau câteva zeci de mii, poate chiar 100 de mii de asemenea rinoceri, în ziua de astăzi vei mai găsi doar vreo 4000. Și toți au fost vânați de vânătorii englezi care au venit după rinoceri, elefanți, lei, leoparzi și cabaline de orice fel. De asemenea, animalele mai micuțe sunt mai greu de vânat, ar fi veverițele, păsările, iepurii, însă când ai dita mai ținta, dita mai elefantul, nu ți-e greu să-l vânezi cu o pușcă de la distanță. Ca să nu mai spunem că dacă mergi să vânezi o căprioară, aceea este tot mereu cu urechile ciurite după un prădător, pentru că se așteaptă să existe. Însă pe rinocer nu-l preatacă multă lume, pe elefant, să fim serioși, din când în când când un leu. Și atunci e cineva pregătit cu camera să filmeze cum șoaie pe cocoașă leu. Așa că atunci când tu vii cu jeep-ul și te parchezi în fața lui, obișnuit elefantul că omul vine să-mi facă poze, el nu face nimic, zice... Servus, fă-mi poze, dă-mi o lună. În schimb, tu în loc să tragi o poză, tragi o pușcă. Nu trebuie să fii un țintaș foarte bun. De asemenea, rinocerul din cauza cornului este văzut tot în medicina chinezească pe post de medicament sau iarăși foarte important, împotriva impotenței. În ciuda faptului că s-a demonstrat științific că nu are niciun efect keratina din cornul rinocerului pentru niciuna dintre remediile naturiste în care este pusă, ei sunt vânați și folosiți mai departe. Elefanții sunt mai departe vânați pentru fildeș, maimuțele sunt într-o situație și mai disperată, este ilegal desigur să vânezi ambele animale, maimuțele, gorilele sunt vânate pentru mâinile lor, care sunt vândute pe post de scrumiere. Și desigur după aceea vorbim de distrugerea ecosistemului și mai departe și echilibru pierdut. Ca să nu mai spunem că dacă un animal este mai puțin decât frumos, cum sunt unii vulturi, lumea este like... Știi ce? Mai bine dispari. E urât. Na, nu vrem animale urâte. Le vrem pe cele frumoase, ideal, fără carne și întinse pe podeaua din living. Mai departe avem terorismul fanatic. Și avem în principiu terorismul bazat pe celule organizate. Acesta are mai mulți oameni care lucrează împreună, în grupări independente una de cealaltă, dar care colaborează și duc la capăt planuri majore de deturnări de avioane, explozii la metrouri, explozii în public. Atentatul din 11 septembrie 2001 a fost un asemenea eveniment celulă. Acestea sunt organizații foarte puternice, cu multe resurse economice, împotriva cărora guvernele lucrează foarte greu și s-au ridicat la putere foarte mult în ultimii 20 de ani. Dar nu sunt chiar atât de noi. În 1998, o ambasadă americană din Africa a fost bombardată și în ciuda faptului că după septembrie 2001 s-a numit Osama Bin Laden capul răutăților și se luptau pentru a-l prinde, cu toate că a fost prins, s-au ridicat alții egali sau mai puternici să ia rocul. Și să nu uităm că aproape 10 ani l-au urmărit până să-l prindă. Problema cea mai mare este că sunt vizați oameni care vor o lume liberă, vor să fie eradicați de pe fața pământului. Toți oamenii care au viziuni diferite față de viziunea care a fost îndoctrinată că este corectă, și lumea încă nu știe cum se poate eradica, cum se poate opri total această filozofie care este împotriva a tot ceea ce poate să ducă înainte la un soi de progres. Mergem un pic mai mult în trecut. Între 1975 și 1979 am avut regimul comunist Khmer. Ei au operat în această vreme în Cambodia, sub numele de Khmer Rouge, și erau membrii ai Partidului Comunist și au distrus atât economic cât și politic, iar oamenii nu au dus-o mai bine. Au profitat de nebunia după războiul din Vietnam pentru a da la o parte guvernul republican care era până atunci și și-au pus liderul lui pe Salot Sar, care și-a schimbat numele în Pol Pot. Odată ce am rostit Pol Pot, unii dintre voi au zis, știu și eu de ceva despre treaba asta. El a pornit socialismul agrar și era în principiu opusul lui Mao Zedong. El a forțat să plece din oraș fiecare locuitor al țării
și să se mute la țară pentru a munci pământul. Ei au fost mutați la țară în ciuda stărilor de sănătate, în ciuda vârstei, în ciuda aptitudinilor lor sau a locurilor de muncă pe care le aveau la oraș. Nu sună, să zice, atât de rău, e chiar viață pașnică să te muți de la oraș la țară, însă ei au fost lăsați să moară de foame, au fost torturați sau munciți până la moarte. Problema cea mai mare o aveau inginerii sau orice alt om intelectual, pentru că erai considerat inamicul statului și omorât pe loc. Sub risc mare erau oamenii care aveau probleme cu vederea, pentru că erau considerați intelectuali dacă purtau ochelari, că trebuiau să citească, nu ai nevoie de ochelari dacă nu trebuie să citești sau nu ești interesat de viața ta. Acești oameni erau luați, duși în câmpuri de omorât și erau ciopărțit cu macetele. Toți banii din țară au fost strânși și arși, la fel cu toate cărțile. Spitalele ce credeți că au pățit fără medici sau fără personal au fost închise, la fel și toate băncile fără bani. Mâncarea era raționalizată și primea fiecare om două boluri de supă de orez. Religia era interzisă, se căuta eradicarea cu totul acestuia, orice om care era găsit ca și practicant era omorât pe loc. Orice om care a fost educat în vest sau avea orice altă etnie decât cambodian era omorât pe loc. În închisori prizonieri erau forțați de gardieni să mănânce treaba mare umană, nu li se dădea apă sau permisiunea de a o consuma, dacă beau apă de undeva fără să li se dea voie, erau bătuți adesea până la moarte. Oamenilor li se făcea waterboarding, procesul acela minunat prin care ți se pune o bucată de material peste față și se toarnă apă peste fața ta, în așa fel încât să ai impresia constantă că tu te înnești, să te chinui, să respiri. Li se scoteau dinții, li se tăiau genitalele, erau violați, violate, castrați cu unghiere de tăiat unghiile, înnecați, bătuți până la moarte, electrocutați sau lăsați să sângereze până la moarte. În final, au murit aproape un sfert din populația țării, iar Pol Pot a murit și el pe 15 aprilie 1998, în urma problemelor cu inima. Nu se știe clar dacă a murit de cauze naturale, se presupune că nu, se presupune că ori a fost otrăvit de altcineva, ori s-a sinucis, pentru că tocmai urma să fie arestat pentru crimele sale. Și cu acest gând dezamăgitor și deprimant din calea afară ne oprim. Mai am 8 de asemenea subiecte care se văd că am ajuns la cât ar trebui să dureze un clip. Spuneți în secțiunea de comentarii, scrieți câteva gânduri bune despre umanitate. Dacă vi s-a întâmplat ceva interesant, fain, o surpriză plăcută din partea cuiva, puteți să spuneți și poveștile voastre din timpul comunismului sau dacă vi s-a întâmplat ceva egal de cruci de groaznic pe străzile orașului în care locuiați, pe drumul vostru spre școală, când erați agresați de băieți mai mari pentru a vi se lua banii, sunt o grămadă de asemenea povești din păcate. Multora le era frică să meargă la școală pentru că urmau să fie șifonați de băieții mai mari și n-aveai cui să spui ce să spui, că nu făcea nimeni nimic să te ajute. Asta a fost tot pentru azi, vă mulțumesc tare mult pentru atenție, sper că nu v-am deprimat prea tare. Ideea este că oamenii, au fost milioane de oameni, cum să stea 45 de milioane de oameni să fie omorâți de o armată care nu avea 45 de milioane de oameni. Nu știu cum să stea un miliard de oameni cu mâinile în sân în timp ce ăștia alți mureau, nu știu. Cum a stat o planetă întreagă cu mâinile în sân în timp ce diferite religii au fost vizate de guverne pentru a fi distruși oamenii care s-au întâmplat să se nască sub acea religie, nu știu. Dar știu că și în ziua de astăzi stăm cu mâinile în sân în timp ce există atrocități peste tot prin lume și cu acest gând vă pup, eu sunt Alex Cosma și atenție, cadmeri!